Primele probe ale examenului de bacalaureat se apropie cu pași repezi. Pentru prima dată, perioada de susținere a competențelor a fost mutată în februarie, până acum organizându-se în vară. Cadrele didactice, care vor fi angrenate în evaluarea viitorilor absolvenți de liceu, nu știu dacă vor fi plătite pentru această activitate. E o problemă care a fost an de an și după cum am fost obișnuiți, aceste ordine care prevăd și plata acestor examene se eliberează destul de târziu. Sunt emise, până la acest moment nu este emis un asemenea ordin. Așteptăm, probabil și cu modificarea aceasta de ministru. Oricum mai e ceva timp, dar din câte știu eu, comisiile ar cam trebui definitivate. Noi oricum susținem și suntem de părere că, fiind o muncă în plus, trebuie remunerată, este clar, pentru că este și răspundere, este o activitate suplimentară. De cealaltă parte, oficialii inspectoratului școlar spun că, într-adevăr, se așteaptă o decizie de la minister, numai că nu se cunoaște modalitatea de plată, ori dacă profesorii vor fi plătiți. Pot să vă spun că plata tuturor examenilor se face în urma unei note venite din partea Ministerului Educației. Până în acest moment noi nu avem astfel de informații, însă din experiența anilor anteriori aceste examene au fost plătite, dar modalitatea de plată era anunțată în timpul examenului sau eventual după prima sesiune de bacalaureat. Pregătirile pentru organizarea probelor de competențe sunt pe ultima sută de metri. Bacalaureatul începe pe 12 februarie. Ceva probleme sunt cu privire la posibilitățile unor licee de a asigura un număr suficient de computere. În acest moment, în toate unitățile de învățământ au loc înscrierea. Știți, mâine, pe data de 2, este ultima zi de înscriere pentru prima sesiune de examen și se și încarcă datele elevilor pe platformă și începând cu data de 12 februarie, demarează această sesiune de evaluare a competențelor. Pot să vă spun că am avut câteva situații speciale, în sensul că, de pildă, la proba de competențe digitale, nu aveam suficiente calculatoare în laborator și atunci am făcut solicitare la minister pentru a ne aproba încă prelungirea duratei de evaluare. Deci avem câteva situații care se rezolvă. Mâine este ultima zi de școală din primul semestru, urmează o vacanță de o săptămână, după care elevii vor reveni în bănci.